plecând de la un lider religios cum a fost Constantin cel Mare și făcând un arc peste timp până astăzi, biserica și liderii, indiferent de ce natură sunt ei, politici sau religioși, trebuie să apere comunitățile, pacea socială, cum se spunea într-un limbaj arhaic, și libertatea de exprimare. Ori biserica nu apără doar credința de erezii, așa cum a făcut-o Arie sau împăratul Constantin, dar biserica, prin păstorii de suflete, trebuie să mai facă un lucru. Trebuie să atingă și să îndrepte moravurile greșite, ereziile, eresurile, și mai ales abaterile acestea de la normele religioase și morale. Nu mai suntem atenți. Nu mai știm să vedem lucrurile bune care se întâmplă în jurul nostru și nu mai știm să fim atenți la lucrarea lui Dumnezeu care se petrece chiar lângă noi. Astăzi și dacă Mântuitorul ar veni și ar face din nou tină și ne-ar pune pe ochi, cred că ne-am împotrivi. Cred că n-am avea aceeași disponibilitate pe care a avut-o orbul din Evanghelia de astăzi. Suntem orbiți pentru că am învățat să nu ne uităm unde trebuie. Hramul parohiei frăților voastre a căzut în aceeași zi cu duminica, a căzut duminica și în duminica orbului. În Evanghelia pe care am citit-o ați văzut că era un orb, un om orb din naștere, pe care Mântuitorul Hristos îl vindecă făcând un fel de alifie așa din pământ, din tine, adică din noroi și cu salivă. Și o amestecă și o pune pe ochi ca o plasmă, dacă vreți, ca o alifie, cum am mai spus, și orbul începe și vede, orb din naștere fiind. Și bineînțeles că după ce se întâmplă minunea asta, încep întrebările de la cărcotași. Cine te-a vindecat? Tu nu vezi că te-a vindecat sâmbăta? N-ai voie să vindeci sâmbăta. Încep ipocriții, încep cei care caută tot felul de subterfugii de-astea, numai să nu-L primească pe Hristos, să nu primească minunea lui Hristos. Se cheamă părinții la interogatoriu. El este? Da, Dumnezeu, El este. Și cum s-a vindecat? Nu știm cum s-a vindecat. Ce putem să vă spunem e că a fost orb, acum vede, e bine, mersi, și poate să vă răspundă singur despre ceea ce s-a întâmplat. Lucru pe care cel ce fusese mai înainte orb îl repetă și tot acest supliciu și calvar al interogatorilor se oprește când acest orb are inspirația să le spună: dar de ce mă întrebați atâta? Vreți să fiți și voi ucenicii lui? Și atunci l-au lăsat. Și după ce are loc această mărturisire a lui Hristos, îi se arată din nou Mântuitorul și îl îndeamnă la credința în El. Pe
pentru că așa cum spune Mântuitorul Hristos, chiar El este, El, Dumnezeu, este lumina lumii. Iubiți credincioși, ne gândim la omul ăsta că era orb din naștere și că avea o suferință, un handicap pe care teoretic nu l-ar fi putut depăși. Și iată că vine mila Mântuitorului Hristos, care spune că nu pentru greșelile lui, nici pentru greșelile părinților s-a născut orb din naștere, ci tocmai pentru ca să se arate în el lucrarea lui Dumnezeu. E bine, dacă acest om era orb din naștere și peste neputința lui, Mântuitorul Hristos a trecut făcând minunea redării vederii. Eu asta m-am gândit că e mai potrivit să vorbesc despre un anumit tip de orbire care nu e neapărat o orbire din naștere, ci o orbire mai degrabă spirituală de care suferim foarte mulți dintre noi. Nu mai suntem atenți. Nu mai știm să vedem lucrurile bune care se întâmplă în jurul nostru și nu mai știm să fim atenți la lucrarea lui Dumnezeu care se petrece chiar lângă noi. Astăzi și dacă Mântuitorul ar veni și ar face din nou tină și ne-ar pune pe ochi, cred că ne-am împotrivi. Cred că n-am avea aceeași disponibilitate pe care a avut-o orbul din Evanghelia de astăzi. Suntem orbiți pentru că am învățat să nu ne uităm unde trebuie. Iată, multă vreme a existat această discuție aproape la nivel național despre acel copil care a recitat câteva cuvinte, câteva gânduri despre Dumnezeu la o oră de maximă audiență. Și au sărit foarte mult pe el acolo și au zis, da, nu e niciun talent, de ce a luat atâția bani, în sfârșit s-a făcut un întreg caz pe tema asta. Doar pentru că acel copil a vorbit despre Dumnezeu. Și iată un caz de orbire. Adică, dacă te gândești, privind din alt unghi, că lucrarea lui Dumnezeu a fost ca la oră de prima audiență acel copil să vorbească mulțimilor despre Dumnezeu pentru că aveau nevoie pentru îndreptarea lor, pentru sănătatea lor, pentru liniștea lor, pentru familiile lor. E lucrarea lui Dumnezeu să-ți vină acest gând, fie și prin gura acelui copil, de altfel nevinovat și curat înaintea lui Dumnezeu și tu să te împotrivești, adică tu să începi să și batjocorești lucrul ăsta mai rău, asta înseamnă că ești spiritual și sufletește mai orb decât orbul din naștere. Pentru că e în fața ta și tu nu vezi. Dumnezeu se arată și se mărturisește și se propovăduiește prin cuvintele unui copil curat, că așa cum spune psalmistul, din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă, deci din gura celor curați, prin mărturisirea acestui copil foarte curat a venit acest tip de mărturisire și oamenii nu-l văd. Oamenii se fac că nu-l văd sau nu-l văd de adevăratele fiind orbiți. Mulți din noi, pentru că suntem, așa și spunem, orbiți de furie, de orgoliu, de mânie și așa mai departe, nu mai vedem lucrurile bune pe care le fac ceilalți din jurul nostru și începem și judecăm și începem și osândim și începem și bârfim. Păi nu vedem lucrurile lor bune, oricât ar face. Știți unde se întâmplă asta cel mai des? La varianta copii-părinți. Copiii aproape că nu văd toate lucrurile bune pe care le-au făcut părinții pentru ei.
Și încep și judecă părinții și spune, n-ai făcut ce trebuia, nu mi-ai dat cât trebuia, uite, ăla are și eu nu am, și așa mai departe. Și asta e tot un tip de orbire. Pentru că el a trăit cu părinții lui în casă. Și teoretic ai spune, dar n-ai văzut cât chin am îndurat pentru tine și câtă suferință și câte nopți nedormite și de câte ori am rupt de la mine și nu mi-am luat o haină sau poate n-am mâncat într-o zi ca să ai tu bani la școală sau, eu știu, bani de haine sau de încălțămintea aia pe care ți-ai dorit-o. Și o suferință pe care părintele o trăiește, o trăiește. E o viață pe care o trăiește în fața copilului și cu toate astea copilul nu o vede. Ajunge și îi reproșează copilului, părintelui, că nu face ceea ce a trebuit să facă. Și asta e tot un tip de orbire, care poate să meargă în forme foarte, foarte urâte la acei părinți, la acei copii care își abandonează efectiv părinții. Se întâmplă între prieteni, se întâmplă între vecini, se întâmplă între frați. Se uită, pur și simplu, se abandonează. De ce? Pentru că nu mai văd. Nu mai au capacitatea să vadă. Ochiul lor interior nu mai este atât de curat. Se uită tot timpul după mizerie. Se uită tot timpul după lucrul la urât. Și dacă vezi numai urât, 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 te înveți cu urâtul, retina ta interioară e învățată cu asta și tu nu mai ai cum să vezi în celălalt lucrurile bune. Fii sinceri. Când te uiți la un om și analizezi un om, mai ales astăzi, în societatea asta nebună în care trăim, primele lucruri pe care le vezi sunt defectele, nu lucrurile bune. Parcă te duci simțit pe ele. Și nu vi se pare anormal că mai de ună, dacă dați filmul înapoi, când erați mai tineri, cei care astăzi aveți o vârstă, primul lucru la care te uitai la un om erau lucrurile lui bune, pe el, pe ele le vedeai. Uite ce frumos vorbește, uite ce respectuos e, uite ce frumos a îmbrăcat, ce elegant, ce nu știu ce. Acum, parcă nu. Parcă a venit așa o pâclă și un nor care ne-a întunecat și modul în care privim lumea și oamenii care ne înconjoară. Și asta este tot un tip de orbire care ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu, deși Dumnezeu, ca în cazul orbului, înainte de a fi vindecat, era fix în fața Lui. Nu era mai departe de 20 de centimetri de El, de El nu știa că Dumnezeu este acolo. Și același lucru se întâmplă, dacă vreți, propagat în foarte multe exemple cu ceea ce se întâmplă în viața noastră și modul în care noi relaționăm cu lumea înconjurătoare. Știți cine a văzut? A văzut Constantin cel Mare, sfântul pe care îl pomenim astăzi, alături de mama sa Elena. A văzut înainte de a da o bătărie la podul vulturilor cu Maxențiu. A văzut pe cer un semnul Sfintei Cruci în formă de stele și Mântuitorul i s-a arătat apoi și l-a rugat să pună acel semn, semnul Sfintei Cruci pe steaguri și pe scuturi și va învinge. Și știți cum a învins? A învins cu o armată de 20.000 de militari, de ostași pe care o avea el, armata lui Maxențiu, care avea 150.000 de ostași. Deci de 7 ori și mărimea armatei. Și a învins-o pentru că a avut încredere și credință în Dumnezeu și că i s-au deschis ochii, că a început să vadă. De la împăratul Constantin încoace s-a oprit prigoana asupra creștinilor și toate legile și edictele pe care le-a dat au fost în sprijinul familiilor, a văduvelor, a orfanilor și așa mai departe, celor care
aveau nevoie. Deci, iată o exprimare a creștinismului și a umanității lui. A trimis-o pe mama sa, Elena, într-o expediție în Palestina și așa au descoperit sfânta și biruitoarea și de viață făcătoarea cruce, pentru că îi vedeți înfățișași acolo, în icoană, ținând în brațe sfânta cruce pe care mama împăratului Constantin a descoperit-o. Dacă veți merge la Roma, veți vedea că acest împărat Constantin a ridicat în cinstea acestei victorii de care vă povestesc, de la podul Vulturilor, un arc, cum e arcul de triumf de la noi. Cel mai interesant este că pe acest arc veți regăsi 8 daci într-o poziție de nobil, nu de sclav, într-o poziție maestoasă, arătând de altfel și cumva originea lui traco-geto-dacică, pentru că el s-a născut nu departe de granița de vest a țării noastre, în orașul care se numește astăzi Niș, în Serbia. El a fost acest împărat Constantin pe care îl sărbătorim astăzi și cu care e posibil, foarte posibil, să avem, dacă vreți, măcar o fărâmiță de ADN, de origine comună. Mai ales că s-a născut pe aceleași meleaguri, oarecum. S-a născut în 272, care e în septembrie. E anul retragerii aureliene de pe teritoriul Dacii. Lucru interesant. Deci, revenind la ceea ce vedem și ceea ce nu vedem, iată că împăratul Constantin a fost un exemplu de om care a știut să vadă și puterea Mântuitorului Hristos și să vadă peste veacuri și să vadă traiectoria creștinismului și să înțeleagă ce aduce Mântuitorul Hristos nou în lume. La nivelul nostru, noi ar trebui să începem să-i vedem pe ceilalți, să începem să-i vedem pe ceilalți de lângă noi, să începem să nu mai căutăm în oameni defecte, să începem să deschidem cumva ochii, mai ales către calitățile oamenilor. Și dacă vom începe să facem asta, vom bârfi mai puțin, vom judeca mai puțin, ne vom umple de mânie și de răutate mai puțin, și cu siguranță vom găsi mai ușor drumul către inima omului, aproape lui. Că știți că și Mântuitorul Hristos, când a zis care sunt cele două, nu v-ați întrebat niciodată, legi. Prima e să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău și tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bun, dar de ce? De ce pe aproapele meu ca pe mine însumi? Dacă drumul meu către aproapele meu ajunge la inima lui, în inima fiecărui om se găsește suflarea de viață via lui Dumnezeu. Adică îl regăsim tot pe Dumnezeu. Și uite așa, dacă vreți grafic, se închide un cerc de iubire pe care Dumnezeu ne conduce. Fără mine nu puteți face nimic, așa spune Mântuitorul Hristos. Adică Dumnezeu ne ia de mână și ne trece prin această experiență a iubirii, care în același timp și experiență a vederii. Asta este tina aia pe care ne-o pune pe ochi. Cataplasma asta care ne umple privirea, ne deschide de fapt ochii adevărați ai inimii cu care ar trebui să vedem absolut toată lumea, inclusiv lumea asta în care trăim, pentru că și ea este creația lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, știu că astăzi este un pic mai dificil, având în vedere că sunt atâtea presiuni care vin din stânga și din dreapta și din toate direcțiile în ceea ce privește modul în care putem să ne păstrăm o conduită de creștin adevărat.
sunt atâtea influențe care vin de la canalele astea, nu le mai zic străine, că ele nu sunt străine. E un duh al lumii care e stăpânit foarte clar de Satan și, ca să nu ne mai alergăm așa după degete, spunem lucruri pe nume. Adică un duh îndrăcit care umblă prin lume și care îi face pe oameni nu doar că să nu mai vadă, ci să vadă greșit. Care vă spun că albul este negru și negru este alb, care vă spun că merge să te însori în orice fel, merge să te căsătorești cu oricine, cu pom, cu animal, cu nu contează, orice. Orice, totul este permis. Această deviză love is love, dragostea e dragoste, iubirea este liberă, face parte din marile înșelătorii pe care le-a așezat diavolul înaintea oamenilor, exacerbarea libertății pe care Dumnezeu a dat-o omului. Adică să profiți de Dumnezeu, de bunătatea Lui, așa cum au profitat, vă aduc aminte, și Adam și Eva în rai, că și ei au avut libertate. Au profitat de ea, au greșit. Metodele diavolului nu s-au schimbat de la grădina Edenului până azi, el tot aia face și iese, culbea, adică că noi nu ne învățăm minte, știți? Adică el exacerbează această nevoie de libertate a omului. Zice, ești liber să faci orice. Și când îi spui unui om, ești liber să faci orice, dintr-o dată se umple așa de bucurie și de lumină, zice, orice, 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 îi spune diavolul. Eu am descoperit, cumva, din tinerețea mea timpurie, că acest orice, orice, în cazul lui Dumnezeu, înseamnă rânduială. Rânduială pe care am descoperit-o stând în mănăstire mai mulți ani, cu slujbele care trebuie să fie la o anumită oră, cu masa care trebuie să fie la o anumită oră, cu slujba de seară care trebuie să fie musă la o anumită oră, masa de seară și apoi odihna. Acest tip de rânduială dădea sens unei zile. Cei care ați făcut armata cunoașteți că e același tip de regim. Nu puteai să ieși din anumite cadrane, dacă vreți, orare. Și e important să fie așa, pentru că acest tip de rânduială, acest tip de disciplină, aranjează viața omului în, dacă vreți, grilele sau traiectoriile corecte pe care ar trebui să meargă el. Altfel, omul este dezechilibrat. Altfel, această libertate exacerbată se traduce într-un mare haos. Și apar dezechilibrele. Și apar dezechilibrele psihice. Și vedem oameni care poate nu fac depresie, dar sunt anxioși. Alții care chiar fac tot felul de depresii și tulburări nervoase și nu își mai găsesc sensul și nu se mai regăsesc pe ei înșiși. Ai tulburări și dezechilibre alimentare, pentru că mâncăm nervos, mâncăm prost, mâncăm orice, mâncăm oricum. Pentru că nu mai vedem. Nu mai vedem că, de fapt, această fugă a noastră după o libertate exacerbată este, de fapt, propria închisoare în care ne închidem singuri și aia când stai în închisoare numai libertate nu se numește. Dezechilibru de orice fel înseamnă propria încuiere, dacă vreți, în ceva din care nu mai putem ieși. Gândiți-vă la lucrurile astea, gândiți-vă și la unde trebuie să vă deschideți ochii. Deschideți ochii, dacă vreți, în propria viață și vedeți ce mai aveți de făcut acolo și încercați din toate puterile să deschideți ochii, mai ales în fața lui Dumnezeu, să-L vedeți, să lăsați să vă vindece acest orice tip de orbire pe care l-ați avea și să mărturisiți odată cu orbul
din Evanghelia de astăzi, da, Doamne, cred. Ne bucurăm în mod deosebit că la această mare sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii acestei parohii de la Mihăilești, ne aflăm împreună cu dumneavoastră la invitația Părintelui Consilier Gabriel Chirculeanu și a Părintelui Cristian Țârdea. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare deosebită, un hram care este cinstit în mod deosebit de întreaga creștinătate, pentru că face referire la un împărat creștin, la primul împărat creștin, după împărații romani, persecutori altfel ai creștinismului, primul împărat creștin care a dat legi pentru exprimarea libertății de credință și de conștiință, cel care se considera ca fiind un episcop, asemenea un episcop, în chestiunile din afara ale bisericii, așa cum se auto-intitula. Ar trebui să dezvoltăm, cred că la această mare sărbătoare, două idei. Desigur, vă amintiți că el a avut o revelație, a avut o descoperire într-un moment crucial al vieții sale, înaintea unei lupte pe care avea să o poarte cu rivalul său, Maxentiu. Și se afla în inferioritate numerică, a trecut Alpii, a ajuns la Roma și la podul Vulturului l-a biruit pe rivalul său, pe Maxentiu, datorită credinței părinților săi, datorită credinței mamei sale. A avut o revelație în momentul acela de încercare, de dilemă, de cumpănă, și i s-a arătat Sfânta Cruce la amiază. Iar alături de Sfânta Cruce era scris în latină, in hoc signo vinces, în acest semn vei învinge. Dilema aceasta a lui, într-un moment crucial, ar trebui să fie și dilema noastră. El a învățat atunci, deși nu era creștin, și a adus aminte de toate învățăturile pe care împărăteasa Elena, mama sa, cea întocmai cu apostolii, cum este numită, i l-a dat și a adus aminte că în momentul acela crucial el trebuie să se roage Dumnezeului necunoscut, Sol Invictus, cum era numit. Sigur că venea dintr-o perioadă în care religiile păgâne aveau însemnitate aparte. Zeitățile erau cinstite în mod deosebit și în Roma antică, dar nu numai, în întreg Imperiul Roman, zeitățile aveau altare, temple și statui. Ori el se roagă Dumnezeului necunoscut și el îi se arată, îi se revelează, îi se descoperă sub semnul crucii. De atunci viața lui Constantin s-a schimbat, a avut și un îndrumător pe episcopul Silvestru, și unul dintre biografii săi, Eusebiu, episcopul Cezarei, a scris renumita Vita Constantini, viața lui Constantin. De acolo am putut să luăm din istoria bisericească, care a cuprins această lucrare, am putut să luăm foarte multe date despre Sfântul Constantin cel Mare. Dacă ar fi să amintim câteva lucruri din viața sa, am mai spune doar faptul că a convocat primul conciliu de la Nicea din Bitinia, în care primele versete, primele idei din crezul ortodox, din învățătura de credință, au fost alcătuite atunci. Împăratul Constantin cel Mare rămâne un model de împărator, de împărat creștin. Și mulți dintre împărații care au venit după el, după anii 339, după moartea sa, fiii săi, cei doi fii ai săi, Constanțiu și Constantin, au perpetuat legile date în favoarea creștinilor. Foarte mulți dintre persecutorii săi, antecesorii săi, împărații
Romei, au trimis de la Nero până mai târziu, din vremea lui Dioclețian până în vremea lui Dioclețian, predecesorul lui Constantin, Sfântul Împărat, îi trimiteau pe creștini în arenele romane să fie dați hrană fiarelor sălbatice, îi aruncau în temniță sau nebunul de Nero, vă aduceți aminte că i-a incendiat, le-a dat foc, i-a transformat în adevărate torțe vii. Ei, imaginați-vă cum au ieșit în vremea lui Constantin, în vremea Conciliului, la 325, din temniță, și așa cum arată viețile sfinților, purtau încă urmele persecuțiilor. Sfântul Spiridon Bunăoară sau Sfântul Ierar Nicolae, cel care l-a pălmuit pe Arie pentru erezia sa și care a fost aruncat în temniță. Așadar, Sfântul Constantin cel Mare este un model de lider religios. A fost pentru împărații mari ai creștinătății. Toți s-au raportat la modelul acela de împărat creștin care să-și ocrotească supușii. Și binecredincioșii domnitori români pe care îi pomenim și mulți dintre ei trecuți în rândurile sfinților, cum este binecredinciosul Ștefan cel Mare, voievodul cel Mare și Sfânt al Moldovei, sau Neagoie, vodă basarab, domnitorii de mai târziu, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab, toți au urmat modelul împăratului Constantin cel Mare. Și cred că el ar putea să fie un model de felul în care poți să chivernisești, poți să conduci un imperiu, poți să conduci o țară, poți să conduci un stat, poți să conduci o provincie, nu numai decât romană, o prefectură, un județ, un raion, cum sunt numite cele de peste Prut sau cele din fosta Federație Rusă, o gubernie, cum sunt și cele din Ucraina. Poți să le conduci dacă ai o conștiință asemenea împăratului Constantin cel Mare. De aceea cred că este importantă sărbătoarea aceasta, pentru că ne aducem aminte, pe de-o parte, de faptul că atunci când era în dilemă, în confuzie, în încercare, a chemat ajutorul lui Dumnezeu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, a avut și privilegiul de a avea o mamă simplă, o mamă credincioasă care l-a învățat tainele credinței. Și apoi, după ce Dumnezeu i s-a revelat, a știut să-și ia sfătuitori, a știut să-și ia duhovnic. Aminteam deja pe Silvestru, episcopul Romei, care este prăznuit pe 2 ianuarie, cel care l-a și botezat pe împăratul Constantin. Astăzi, ce-am putea să spunem la sărbătoarea aceasta mare? Faptul că de la împăratul Constantin până în vremurile noastre s-a dat libertate de exercitare și de manifestare a credinței în diferite timpuri și locuri, în diferite momente ale istoriei, lumii creștine, în ansamblul ei, țărilor ortodoxe în mod deosebit, datorită împăraților binecredincioși pe care i-a avut. Astăzi, cât de actuală este viața și petrecerea, cum s-ar spune într-un limbaj eminamente ortodox, liturgic, viața și petrecerea împăratului Constantin cel Mare. Cât de important mai este modelul acestui bazileu creștin pentru liderii religioși ai lumii de astăzi, ai lumii moderne, ai lumii secularizate, ai țării noastre, cât de important este modelul pentru liderii politici, ca și pentru liderii religioși. Trăim într-o vreme extrem de complicată. Ideologiile pe care le-am văzut că după ce Uniunea Europeană a refuzat să scrie în propria conștiință faptul că provine dintr-o lume iudeo-creștină, după ce diferite politici au atacat ideea de familie consfințită
în uniunea dintr-un bărbat și femeie, când lideri politici, în momentul în care s-a pus problema referendumului despre familie, au politizat și oamenii n-au mai ieșit să voteze la referendum să susțină familia tradițională și de acolo au început foarte multe schimbări și în societatea noastră. O să vă spun un lucru. Zile trecute m-am preumblat prin București, părintele care v-a vorbit astăzi atât de frumos mi-a închiriat un taxi să mă ducă la o clinică și cel care, taximetristul care m-a dus prin Bucureștiul atât de aglomerat, era irachian, abia ne-am înțeles. M-a dus la o clinică unde medicul era chinez. Terapeutul de acolo era ucrainian. Și în fine, în cele din urmă, masiorul, cel care îndrepta oasele, punea la loc, era filipinez, tailandez și a fost el pe acolo. Și în tumultul Bucureștiului, stăteam de vorbă cu taximetristul care îmi spunea că copilul lui de doar 17 ani este dependent de etopotanice, vrea să renunțe la școală, nu-i place nimic, era singurul copil, nu era mulțumit de nimic. Și mă gândeam eu că vremurile astea complicate afectează și educația, dacă vreți, a copiilor. Nu numai decât educația religioasă, dar le schimbă mintea, le schimbă mentalitățile, le schimbă preocupările. Ca să nu mai vorbim de tinere domnișoare, ca și tineri domni. Domnișoarele cu unghii puse și aranjate și botuxate și cu două telefoane, nici nu știai cum tastează la telefon și cum răspundea, bine că aveau căști. Și mergeau așa ca roboții și mă uitam, zic, ce mesaj să transmiți într-o societate secularizată în care biserica este pusă pe coș de nucă, nevinovată fiind, de către niște oameni care sunt atei, sunt declarați atei, care la ore de vârf fac audiență la emisiuni în care își promovează ideologiile, necredința, ideile filozofice și tipăresc cărți în care biserica este atacată. Până la urma urmei, vedeți dumneavoastră că plecând de la un lider religios cum a fost Constantin cel Mare și făcând un arc peste timp până astăzi, biserica și liderii, indiferent de ce natură sunt ei, politici sau religioși, trebuie să apere comunitățile, pacea socială, cum se spunea într-un limbaj arhaic, și libertatea de exprimare. Ori biserica nu apără doar credința de erezii, așa cum a făcut împăratul Constantin, dar biserica, prin păstorii de suflete, trebuie să mai facă un lucru. Trebuie să atingă și să îndrepte moravurile greșite, ereziile, eresurile și mai ales abaterile acestea de la normele religioase și morale. Ne aducem aminte că a existat un domnitor care avea moravuri proaste, Radu al Țării Românești și Patriarhul de pe scaun venit din Sfântul Munte Athos, unde el mergând ascuns, ne spunând că este patriarh, că este arhiereu, din Constantinopol, clopotele se tăgeau singure la Simonos Petra și caprele tăgeau clopotele pentru că venea ciobanul de la stână care era patriarhul Constantinopolului. Mergând la Constantinopol, domnitorul Radu a descoperit acest ierarh mare și l-a adus pe scaunul Țării Românești în mitropolie să organizeze. Iar când domnitorul a vrut să facă lucruri necinstite, necuvioase, să-și căsătorească o rudă de-a sa cu o persoană divorțată, atunci Nifon l-a certat și l-a blestemat. În volumele istoriei tipărite de Academia Română, cele 8-9 volume, nu mai știu câte sunt acolo, sunt zeci de pagini despre această istoriografie veche
românească despre disputa Patriarhului Nifon al Constantinopolului cu domnitorul Radu. Domnitorul Radu l-a scos din scaun și l-a alungat în Sfântul Munte pe Nifon, Patriarhul Constantinopolului, care a și murit acolo. Ulterior, urmașul domnitorului Radu l-a adus din nou în țara românească și moaștele au izvorât mir peste trupul lui Radu, semn că a fost iertat. Biserica este cea care a fost conștiința noastră a românilor din vremurile imemoriale, de care am uitat poate adeseori și despre care nu mai vorbim copiilor. Eu am încercat în câteva fraze să vă arăt o imagine a Bucureștiului cosmopolit acum, format din foarte mulți maghrebieni, din cei veniți din Thailanda, Indonezia și așa mai departe, Vietnam, care muncesc. Pe toți îi vezi cărând mâncare la domiciliu și așa mai departe. Peste tot vezi că se fac angajări, dar nu se mai duce nimeni la angajare. Copiii stau pe rețele de socializare, urcă filmulețe pe rețele și nimeni nu mai citește, nimeni nu mai învață, iar statul de drept român nu mai pune miniștrii care să facă lucruri cum a fost Spiru Haret sau oameni cu portofoliu și cu educație, cu cărți publicate. Salariile profesorilor sunt cele mai mici și te gândești că lucrul ăsta undeva nu e întâmplător. În clipa în care ai un popor fără educație, poporul acela va fi condus, poporul acela și tinerii care vor crește vor fi manipulați. Un popor fără educație, ori cei care erau luminătorii satelor, așa cum se folosește iarăși un limbaj vechi, erau preoți, erau dascălii. În zilele trecute am luat de la un târg niște manuscrise al lui Teodor Bălășel. A fost preot, a ajuns academician, a avut 12 copii, a mai adoptat vreo 2 și el aduna de pe vatra satului folclorul românesc autentic. Și-a permis să îi trimită scrisori lui Iorga, lui Spiru Haret, mitropolitului Ghenadie Petrescu. Sunt drepte lucrurile care erau greșite atunci, nu numai în societate, dar chiar și în biserică, pentru că unul dintre erarhi a fost deferit consistorului să fie judecat. Și acest preot extraordinar, repet, tata a 12 copii, a avut curaj să vină, să compare, să spună lucrurile pe nume. În tumultul acesta al societății moderne de astăzi, singura care mai poate ataca ceea ce este greșit și corija și îndrepta, atunci când biserica este maculată de unii sau alții pretinși filozofi, care fac parte din grupuri ce nu aparțin nici de cum biserici. Ați văzut că unii dintre ei își permit chiar să îl corecteze pe Sfântul Constantin cel Mare, care a stabilit la Sinodul I Ecumenic ca sărbătoarea Paștilor să se fixeze în prima duminică după lună plină, după echinoțul de primăvară, care să nu cadă odată cu Paștele evreilor. Deci, de la anul 325 avem această rânduială a fixării Paștelor. Ori oamenii orgolioși, oamenii trufași, judecă biserica și învață ce să facă. Ce e mai important înaintea lui Dumnezeu? Un filozof din ăsta învățat sau un preot și un învățător, un dascăl de la țară care are grijă de copii? Gândiți dumneavoastră înșivă cu mințile dumneavoastră. Ce este mai important să fii astăzi? Să fii politician, să fii parlamentar, să fii șef de stat sau să fii un model de conduită politică, morală, religioasă, un model de tată, de mamă, un model de adolescent? Vedeți cât de mult s-a schimbat lumea, iubiți credincioși. Toate mizerile care se scurg în mediul acesta virtual, pe rețele de socializare sunt urcate acolo, toată lumea se uită acolo ca prostită, ca într-un miraj. În timp ce un copil care a fost educat religios de mic în biserică și recită poeme întregi
și capitole din istoria României, este discreditat pentru că a luat premiul cel mare la un concurs, e vorba de copilul Rareș. Și toată lumea este scandalizată că, vezi, Doamne, copilul a fost îndoctrinat. Dar chiar la 7 anișori, ce poți să-i spui copilului? Ceea ce se promovează în străinătate, prin ideologia de gen, prin genul fluid și așa mai departe, ce poți să spui unui copil curat? Dumneavoastră sunteți părinți și mă uit cum viețile dumneavoastră se consumă între grija pentru ziua de astăzi și creșterea și educația copilului. Când îl vezi cum crește și învață lucruri frumoase, că până la urmă pentru ei trăiești și prin ei trăiești. Și apoi sunt condamnat să trăiască într-o societate unde ideologiile acestea perfide, susținute cu bani mulți, de o cultă globală, mondială, de fel și fel de fundații și asociații care zăpăcesc copiii. Vedeți? Religia în școală este un bun câștigat și un drept câștigat. Ea face parte din trunchiul comun. Eu mă uit că ieri la Patriarhie au fost premiați preoții care au activități cu copiii în cadrul parohiei. Ce mult înseamnă dacă ar fi să ne raportăm la dumneavoastră. Uite aici la Mihăilești. Nu departe a trăit Sfântul Arsenie Boca, aici în satul Trăgănescu. Și oamenii n-au uitat că au fost binecuvântați de Dumnezeu să vină un sfânt să trăiască alături de ei, să-i învețe. Atunci când satele au fost mutate, când cimitirul a fost mutat și oamenii scoși din casele lor, multe dintre morminte aflându-se pe fundul lacului de acumulare de la Mihăilești. Oamenii de aici, din orășelul acesta mic, și-au dorit să aibă și ei preoți adevărați, cum erau cei de altă dată, în vârstă, cu educație, cu familie frumoasă, își puneau sufletul pentru păstoriți. Și-a trebuit ani de zile să ne chinuim, de 17 ani de când sunt la Giurgiu, mă tot gândeam pe cine să aduc aici la Mihăilești. Și l-am găsit pe părintele Gabriel Chirculeanu, unul dintre cei mai vrednici și jertfelnici preoți, care de la Mogoșești, de unde vine părintele din Barlam, prietenul său, părintele Bătrâneanu, a făcut naveta zilnic la Giurgiu ca să organizăm episcopia, să înființăm parohii, să sprijinim seminarul teologic din Giurgiu, să recrutăm tineri pe care să-i trimitem la burs în străinătate, ca ulterior aceștia să devină profesori și preoți. Mă uitam, așa, dacă suportă o comparație mică, minusculă, ce înseamnă când o cetate, când o episcopie, când o casă este bine gospodărită, când numele lui Dumnezeu este rostit pretutindeni acolo și este propovăduit. Atunci este și binecuvântarea lui Dumnezeu peste o episcopie, cetatea lui Dumnezeu peste o casă binecuvântată, într-o școală unde ai dascăl de cugeri și de simțire românească, cum sunt și cei profesorii pe care am avut bucuria să-i cunosc aici la Mihăilești. În fine, mihăileștenii cred că meritau să aibă și ei o catedrală. Noi va trebui de acum, în continuare, dacă suntem înțelepți și suntem vrednici de sfaturile și povețele părinților noștri, să mergem tot pe calea bătătorită de ei, că ei n-au greșit. Și să păstrăm, să apărăm biserica, să știm că biserica este cea care păstrează adevărul de credință, că ea, din toate timpurile și din toate locurile, a fost formată de oameni jertfelnici, din oameni jertfelnici, din mărturisitori, din sfinți. Să nu uităm niciodată să avem acest cuget treaz și inimă vitează și să ne gândim și la jertfa mărturisitorilor, să ne gândim la tot ce a fost bun și frumos în popor și dacă putem și noi, prin exemplul nostru, prin eforturile noastre, indiferent de ce rol am avea, de preot, de episcop, de patriarh, de primar, de politician, de parlamentar, să facem și noi bine.
Este foarte, foarte important. Ori binele acesta nu se face decât în numele lui Hristos. Acesta este deplin, acesta este complet. Părinte Gabriel, ne bucurăm că ne-ați invitat astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru invitația dumneavoastră. Apreciem foarte mult eu și colegii care au slujit astăzi, protopopi, consilieri, inspectori și preoții confrați în slujire, jertfa pe care dumneavoastră o faceți aici la Mihăilești. Și ne bucurăm să vedem că biserica nouă, catedrala închinată Maicii Domnului, se ridică încet, încet, cu sprijinul autorităților, al domnului primar, al Consiliului Local și, nu în ultimul rând, și al nostru. Ne bucurăm că la seminarul din Giurgiu sunteți și cadru didactic și că v-ați adus băiatul pe Ștefan să înveți acolo. Ne rugăm la Dumnezeu să trăim, să-L vedem slujind în catedrală, la ritmul în care merge catedrala acum, domnul primar, adică încet și pe loc. El are timp să crească, ăsta mic Ștefan. Se pare că nici noi nu ne grăbim să terminăm catedrala, nici el nu se grăbește repede să crească, să iasă din adolescență, pentru că adolescența e frumoasă când e trăită frumos. La fel și fiul părintelui Petrache, văd că au cântat astăzi la strană. Ne bucurăm de generațiile care vin din urmă, să știți că avem copii foarte bun, copii olimpici, și este meritul profesorilor și nu în ultimul rând al familiilor care îi educă și îi cresc în credință, așa cum l-am văzut pe puiul ăsta de om, la 7 ani, care poate să dea lecții despre patriotism și despre credință multora dintre noi. Așa, tu ai luat, ce ai luat? De religie? Tu ce? Cred că asta, 50 de mari idei. În fine, asta cu psihologia, eu dăm notactul. Asta cu ideile de matematică, îi le dăm domnului director, că știu că e profesor de matematică. Nu în ultimul rând, pentru domnul primar, că tot vorbeam de ctitorii făcute în numele crucii, un avum pe care l-am primit și noi de la Părintele Patriar, care sărbătorește hramul Catedralei Patriarhale, ctitorii făcute sub semnul crucii. Tot ceea ce facem, domnule primar, le facem pentru generațiile care vor veni din urmă. Vă mulțumim pentru tot sprijinul dat Părintelui Gabriel și Părintelui Cristian. Generațiile care cresc de acum, dacă nu vor ține de învățătura părinților, se vor pierde. Eu v-am amintit doar aspectul ăla. Deci taximetristul era iranian, medicul era chinez și ce mai era? Ălălaltul era ucrainian, care puneau oasele la loc. Într-o lume ca aceasta va trebui să trăiască copiii dumneavoastră. Dar dacă vor ști de sfaturile pe care le-au dat părinții, de biserică, de morală, de religie, eu cred că vor face lucruri mai departe. Are Dumnezeu grijă. Are Dumnezeu grijă de copiii lui. Să ne rugăm. Gândiți-vă ce greu e pentru un preot la țară, când copiii nu prea mai vin la biserică și sunt 2-3 băboți acolo amărâte, care vin, dar ele reprezintă conștiința bisericii. Faptul că vin la biserică să se roage pentru copii și pentru țară. Și apoi, întreagă-ți fie spus, cine ești tu? Orice rang ai avea pe lume, să nu vii duminica la biserică. Că vii pentru Hristos. Cam cât de infatuat trebuie să fii tu, să stai duminica și la sărbătoare acasă, că te-a făcut Dumnezeu așa bolovan de om și ai ajuns și ai funcții și ai bani, să nu vii duminica să-i mulțumești lui Dumnezeu. Că doar nu ești călugăr să stai numai la mănăstire în rugăciuni. Vino duminica la biserică, mamă, roagă-te pentru copii, roagă-te pentru țară. În urmă cu câteva săptămâni, la o mănăstire a venit un călugăr orb și de la Tomi, sunt în Constanța, și ne-a vorbit atât de frumos și mă gândeam, el are 2 doctorate, 2 licențe. Părintele Sofian de la Tomis ne-a vorbit despre frumusețea lumii pe care n-a văzut-o niciodată. Și noi care avem de toate și avem și vedere și ne putem mișca și ne putem face singur o mie de lucruri, suntem tot timpul frustrați, nemulțumiți, agitați, anxioși și așa mai departe. Iar omul ăla ne povestea
despre cât de frumoasă e lumea asta pe care el n-a văzut-o. Nimeni din cei care au venit acolo n-au mai vorbit în fața acestui călugăr orb, care avea bucuria faptului că trăia. Uite, astăzi e Duminica Orbului, să dea Dumnezeu să vedem cu adevărat, să pricepem lumea în care trăim, să avem discernământ și să deosebim duhurile. Pentru că îndemnul Scripturii este Duhul să nu-L stingeți, profețiile să nu le disprețuiți, țineți ceea ce este bine și feriți-vă de orice înfățișare a răului. Și întreg trupul și sufletul vostru să se sfințească neîncetat întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine cinstea, slava și închinăciunea mai înainte de toți vecii. Amin. La mulți ani, Hristos a înviat. Și celor care purtați numele Sfinților Împărați, vă spunem la mulți ani să fiți sănătoși. Doamne ajută! Preasfinția voastră, îngăduiți doar câteva cuvinte. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați ales ca să slujiți Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în parohia Mihăilești. De asemenea, aș vrea să vă spun că vă sunt tare recunoscător pentru, în primul rând, pentru dragostea pe care o aveți pentru această parohie, dragostea pe care ați arătat-o încă de la început. Mai mult decât atât, faptul că biserica nouă, catedrala orașului, se înalță, este o dovadă, în primul rând, a implicării preasfinției voastre, care ați gândit încă de acum 10 ani de zile ca aici să fie o biserică nouă care să fie demnă de acest oraș și mai mult decât atât să fie demnă de înaintașii care astăzi sunt în pământ, dar care au lăsat o zestre care se cheamă credința fiecăruia dintre noi. Avem nădejde ca la 20 de ani, că se vor împlini 20 de ani de la momentul întronizării preasfinției voastre pe scaunul episcopal de la Giurgiu, poate vom reuși ca biserica aceasta să fie înălțată și să slujim pentru prima oară în ea. Ne-am dorit ca în 3 ani de zile de acum înainte să putem să acoperim biserica și să putem să o împodobim și să începem să slujim în ea. Nu cred că există și nu cred că va fi bucurie mai mare, mai ales pentru cei care sprijină, care vor sprijini biserica aceasta și vor fi titori, apropo de cartea pe care i-ați oferit-o domnului primar. Nu există bucurie mai mare să vezi o biserică înălțată sub ochii tăi și apoi să intri în ea și să te rogi și să știi că rugăciunea ta se unește cu rugăciunile celor de dinaintea ta și celor care vor veni după. Noi nu vom mai fi, pentru că așa este timpul. Însă, după ce noi nu vom mai fi, biserica aceasta, ea va spune o poveste. Iar doamna, unul dintre titori este și doamna Lucica, cea care a fost gândirea lui Dumnezeu, ca ea să nu mai fie astăzi, dar se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru biserica aceasta, care împreună cu domnul primar și cu alți oameni de bine, de la început s-a pus piatra de temelie și s-a ajuns până la vremea în care să reușim să facem bolțile ei. Încercăm anul acesta, cu ajutorul preasfinției voastre și cu mijlocirea preasfinției voastre către autoritățile de stat, cum ați făcut și până acum, să reușim să încheiem bolțile și să începem turlele să se înalțe către cer. Vă mulțumim pentru cuvântul frumos pe care l-ați ținut și care arată încă o dată că acolo unde este ierarhul, acolo este biserica. Vă mulțumim, preasfinția voastră. De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor preoților slujitori care astăzi au fost, de la Părintele Consilier Eduard Dumitrache, Părintelui Protopop, Părintelui Inspector, Părintele Secretar Eparhial, Părinților Protopopi și Părinților frați slujitori de la parohiile învecinate și, nu în ultimul rând, domnului primar, domnului director și tuturor credincioșilor care astăzi au pășit pragul bisericii. Aș vrea de asemenea să mulțumesc celor care au ajutat la organizarea acestei zile, acestui hram, care nu face altceva decât să aducă cinstire ctitorilor care au ridicat această biserică. Va veni o vreme în care noi, cei care generația aceasta pe care Dumnezeu ne-a ales ca să ridicăm biserica închinată Maicii Domnului, vom fi la rândul nostru ctitori înaintea lui Dumnezeu. La mulți ani tuturor și Dumnezeu să asculte și să așeze gândurile noastre în împărăția sa. Amin.